Salutare pariori! Pentru ziua de sâmbătă, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să le vedem! Leeds-Chelsea. De la numirea lui Thomas Tuchel pe banca tehnică, Chelsea și-a îmbunătățit semnificativ jocul. În Premier League, aceasta se află în lupta pentru locurile de Champions League, așa că nu-și poate permite pași greșiți, mai ales împotriva unei echipe ieșite din formă precum Leeds United. Prin urmare, tipsterul Radu Oprea mizează cu încredere pe victoria celor de la Chelsea. Almetievsk Dinamo Saint Petersburg. Cele două echipe au medii de peste 2,7 goluri înscrise per meci, în timp ce liniile din apărare încasează în medie aproximativ 2 goluri per meci. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că în actuala stagiune, ambele formații au fost implicate în multe dueluri cu scoruri mari. 41 din cele 50 de meciuri ale gazdelor s-au încheiat cu cel puțin 4 goluri, așa că tipsterul nostru recomandă pariul peste 3,5 goluri. Wade ne aduce în atenție confruntarea din prima ligă de basket dintre ocupantele locurilor 2 și 3, Brindisi, respectiv Virtus Bologna. Cei de la Brindisi au câștigat în urmă cu câteva zile confruntarea cu formația turcă Pinar din Champions League, în timp ce adversarii de la Virtus Bologna s-au impus fără probleme în meciul din Eurocup disputat împotriva francezilor de la Burg. În precedenta întâlnire directă a celor două echipe italiene, Brindisi s-a impus profitând atunci de câteva absențe notabile din tabăra adversă. De această dată însă, tipsterul Wade spune că este vremea revanșei și având în vedere că Virtus Bologna este echipa cu un lot și un joc superior, recomandă pariul pe victoria acesteia. Getafe Atletico Madrid. În acest sezon, Getafe nu a reușit să repete prestațiile din stagiunile precedente când lupta pentru locurile de cupe europene. Aceasta a pierdut jumătate din meciurile disputate în campionat și are o medie de sub un gol marcat per meci. De cealaltă parte, Atletico Madrid este liderul clasamentului și totodată principala favorită la câștigarea titlului din La Liga. Având în vedere că elevii lui Simeone traversează o formă bună și sunt net superiori din punct de vedere calitativ în comparație cu adversarii de sâmbătă, tipsterul David Chirilă recomandă pariul pauză sau final 2. Everton Burnley. Fiind foarte aproape de zona locurilor retrogradabile, Burnley va fi nevoită să marcheze cel puțin o dată pentru a spera la un rezultat pozitiv în această deplasare. Everton este o echipă foarte puternică pe teren propriu, acolo unde în zilele bune poate învinge orice adversar. Confruntarea directă din turul campionatului s-a încheiat cu goluri la ambele porți, iar tipsterul Jimmy se așteaptă ca și de această dată să vedem un scenariu asemănător. Prin urmare, pronosticul lui este că ambele echipe vor marca. Clinceni voluntari. Tipsterul BMG spune că forma de moment și pozițiile celor două echipe din clasament îi fac pe cei de la Clinceni favoriți în partida de sâmbătă. Voluntari este una dintre cele mai slabe echipe ale acestui sezon și având în vedere că adversara ei are un joc defensiv solid, iar pe teren propriu pierde foarte greu, pronosticul tipsterului nostru este 1x și sub 3,5 goluri. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.